Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Astăzi alături de mine în platou doamna Mihaela Popa, senator din partea Partidului Național Liberal. Profesor, vom discuta despre tema învățământului și în ultimul rând membru al Comisiei de Afaceri Europene a Senatului României. Și începem cu afacerile europene și evident începem cu Brexit-ul. Cred că trebuie să găsim calea corectă. Am fost asaltați, poate mai mult ca niciodată, noi și publicul românesc, cu foarte multe informații, cu foarte multe opinii. Să încercăm să discernem ce e cu adevărat important în urma acestui referendum britanic. Da, înainte de a începe, dați-mi voie să vă felicit pentru noua casă. Eu am emoții aici. Sunteți prima dată aici? Aici nu nu prima dată la Politica la Iași? Nu, prima dată aici și în clădirea aceasta am avut prima campanie mea electorală de politician și primul mandat am avut tot în această clădire, am avut biroul. Îmi pare rău că primăria nu mi-a mai dat un birou în acest colegiu unde am fost votată. Sunt în alt colegiu, am primit în alt colegiu, dar nu contează. Și totodată să vă spun că astăzi este 1 iulie și legea mamelor a intrat în vigoare. Am fost inițiatoare acestei legi. Nu întâmplător spun acest lucru pentru că le putem lega. Pentru că inițiativele acestea le-am luat și din modelul european, din Parlamentul European, unde am fost membră și acum ca și membra Comisiei Afaceri Europene, pentru că familia trebuie să fie un pilon de bază a societății. Și pentru că am ajuns la familie, Uniunea Europeană a fost construită ca o familie. Așa a vrut să fie construită și eu v-am spus și înainte. Și în familie membrii se mai ceartă. În familie membrii se mai ceartă. Se mai și despart. Asta nu înseamnă că trebuie să se ucidă. Evident. Dar v-am spus, dacă ar fi să fac parte a discerne într-un divorț, eu sunt partea pro-europeană. Deci am susținut, am iubit, ca să spun așa, zona aceasta europeană care a schimbat foarte multe lucruri în România și asta o spun și ca om care am lucrat în proiecte europene înainte de a intra în politică. Da, cred că Brexit-ul trebuie să-l urmărim, adică nu trebuie să-l tratăm și România trebuie să fie atentă la ceea ce se poate întâmpla în această perioadă. Trebuie să fie și aici, sigur, da. Vă întreb puțin, trebuie să fie și foarte vocală, trebuie repede trebuie să fie spună... și vocală. Trebuie să fie și vocală, dar nu așezată la extreme. Am văzut astăzi și mesajul ambasadorului României în Marea Britanie, cum îndeamnă românii noștri care sunt acolo și avem foarte mulți studenți, nu numai oameni care lucrează, îi îndeamnă la calm, pentru că lucrurile nu se întâmplă de azi pe mâine. Dar totodată trebuie să avem o poziție și poate că acum, mă bucur că m-ați invitat pe această temă, pentru că am un mesaj de dat și aici și, bineînțeles, mai ales național. Poate că trebuie să ne îndreptăm mult mai mult atenția pentru a forma, pentru școala politică diplomatică, ca să spun așa, pentru a forma diplomați. S-a creat un gol, tot au fost blocate posturile în Ministerul de Externe, formările. De asemenea, eu știu că dumneavoastră la facultate... Recrutați. Studenții mei astăzi au avut disertația și e o problemă, sigur, de a vă îndrepta spre tinerii din multe domenii, studii europene, economie, drept. Exact, avem tineri foarte bine pregătiți și este păcat să lăsăm acest gol pentru a nu și să nu să blocăm, pentru că ministerele sunt blocate, trebuie să recunoaștem acest lucru și a spus și premierul Cioloș că a găsit un pic înțepenite aceste ministere. Sper din tot sufletul și acum se va vedea ce diplomați avem, cum reușim și bineînțeles și noi politicul, nu cred că mai există culoare politică în acest moment. Exact. Și am văzut că președintele a chemat toate partidele la consultări, este și bine, guvernul și instituțiile, sigur. Pentru Banca că este Națională. Un moment important. Marea Britanie este un puternic contributor la fondurile Uniunii exact. Europene. Și, acum, noi știm, multă lume, cu toții am crescut în epoca aceasta, ne uitam cu interes și uneori cu admirație spre vest. Mulți dintre noi iubim Marea Britanie. Pe de altă parte, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Presupunând că la un anumit moment Marea Britanie
va încerca să ajungă la un acord cu Uniunea Europeană, astfel încât să și aibă prăjitura și să o și mănânce, adică să și beneficieze de piața unică, de libertatea de circulație a capitalurilor care o interesează, dar în același timp să restrângă imigrația. Mi s-ar părea nepotrivit ca România, poate alături de alte țări este europene, să spună nu, nu pot și să ai prăjitura și să o mănânci. Eu zic să așteptăm, nici nu ne putem... Știm amândoi că acolo deja campania electorală a început și a început. Pe asta se va purta. A început. Pe de altă parte, știți că și românii au deschis bine urechile, au văzut ce pot pierde dacă pleacă din Uniunea Europeană, pentru că sunt și la noi, avem și la noi un întreg eșantion care nu iubește, să spun așa. Și-ar vrea chiar ieșirea. Da, și și-ar dori ieșirea din Europeană. Numai când au început presiunile liderilor Uniunii Europene asupra Marii Britanii și să spună asta nu, asta nu, asta nu, au început să deschidă urechile și ai noștri și politicienii și populația. Ceea ce e foarte bine, faptul că noi nu avem o mișcare eurosceptică puternică și coerentă, e mai degrabă o anomalie. Pentru că vreau să vă spun, nu știu dacă este o anomalie, ca să vă spun un lucru. Îi aveți și dumneavoastră și colegii PSD-ști, îi aveți în partid. Nu, să vă spun un lucru. Și mulți părinți știu lucrul acesta. Până în 2007, ca un student român să studieze în afara țării, erau niște taxe imense, de nesuportat și niște clauze greu de suportat pentru un orice student bun, vreau să spun. Și, ei, cu toate acestea, după 2007, intrând în Uniunea Europeană, aceste taxe au dispărut. Și oamenii știu aceste lucruri și pentru copiilor își doresc acest lucru. Nu e un secret pentru V-am dat un exemplu exact, din învățământ. Haideți să rămânem puțin la învățământ. Vom reveni și la învățământul nostru. Toată lumea știe că Marea Britanie e în frunte în multe privințe, în foarte multe privințe în Europa. Poate că și mulți telespectatori și-ar dori ca în viitor copiilor să studieze în Marea Britanie. Alții și-ar dori poate să lucreze acolo. Sunteți alarmată cu informațiile pe care le aveți, cu orizontul pe care vi l-ați creat în țară și afară, e cazul să ne alarmăm? Pentru Brexit? Da. N-aș răspunde prin da sau nu, dar pot să vă spun că am fost... E sugestiv ceea ce spuneți, deci răspunsul nu simplu e demagogic. Da. Un nu simplu sau un da extremist nu ar fi indicat. Dar pot să vă spun că am fost acum 2 săptămâni, ne-am întâlnit Comisiile de Afaceri Europene în Olanda, la Haga, și pe culoare se discuta doar despre Brexit. Exista o îngrijorare a oficialităților europene încă înainte, cu 2 săptămâni de a fi referendum. Deci există o îngrijorare. O surpriză, și n-a fost o surpriză atât de mare. Sondajele arătau că arătau, dar scorul a fost strâns. Da. Surpriza a fost și ați văzut că însă și Marea Britanie este un pic zguduită în interior. După părerea mea, cred că la alegeri acum vor pierde cei care au fost împotriva Uniunii Europene. Cred că și tineretul acolo se va informa mult mai mult și vor vedea ce vor pune în balanță, ca în orice lucru, ca în orice familie, există și lucruri pozitive și lucruri negative, și puncte tari și puncte slabe. Colegii, important e dacă pe acest taler punctele tari și punctele slabe să vedem cât de dezechilibrate sunt. Vreau să vă întreb, să vă pun 2 întrebări despre colegi. O dată, colegii europeni, colegii care v-ați văzut la Haga, comunicați poate. Da, comunicăm foarte bine Comisiile de Afaceri Europene. Care e perspectiva lor? Adică, aceeași întrebare, e grav? Există risc de, nu spun de destrămare, dar de paralizie a Uniunii Europene pe termen scurt? Nu există. Marea Britanie a mai făcut un joc din acesta cu Brexit-ul. A mai făcut pași din aceștia, numai că de data aceasta, pentru că nici nu ne putem juca. Gândiți-vă că noi la Comisie avem directive și comuri și propuneri de directive cu sutele. Încă nu sunt atenți colegii noștri cât de importante sunt. Încercăm să conștientizăm și Parlamentul Național, de multe ori stăm ore întregi să spunem dacă pe 9 mai sau pe 10 mai este ziua de independență sau ziua României sau cum ar trebui, stăm ore întregi. E important, foarte important acest lucru, dar sunt aceste directive și propuneri de directive care arată, nouă ne arată,
că Europa face pași grăbiți spre a construi cât mai repede, să spun așa, Statele Unite ale Europei. Am înțeles, noi știm și eu cunosc opinia noastră, sunteți o eurooptimistă. Da, sunt o eurooptimistă. Aveți colegi care resimt traseul acesta și mă gândesc și la cantitatea mare de directive. Ele vin la dumneavoastră, le inventariați și le pasați și mai departe spre alte comisii de specialitate. Vă simțiți vreodată copleșită totuși, să spuneți, de eurosceptici? Nu, copleșită de cantitatea cantitatea este mare de norme. Tocmai de asta, din acest motiv spun, cred că în viitorul Parlament, cred că trebuie schimbat și programul, trebuie mers în Parlamentul României cu aceeași program ca și în Parlamentul European. Vreți să munciți mai mult. Uneori te simți mult mai bine atunci când ești util și într-adevăr faci ceva și pentru țara ta. Parlamentul European merge într-un ritm alert, până la 12:01 noaptea, vă spun din proprie experiență, se stă în plen, nu numai în birouri să se lucreze. Și România trebuie să fie atentă, pentru că vorbim de politici agricole și aici e și guvernul și Parlamentul, și Parlamentul European este un triunghi. Vorbim de politici monetare, vorbim de multinaționale, se vorbește de sănătate. Educația este lăsată la subsidiaritate foarte mult. Pentru că sunt competențele sunt naționale în cea mai mare parte. Dar bănuiesc, că noastră v-ați dori... Să fie eu mai multă pot integrare, să vă spun nu? Că eu cred că pași ușori Uniunea Europeană face, pentru că în Bruxelles și în marile capitale europene, Bucureștiul nu știu de ce în 2007 nu a reușit să implementeze, deși reușise să obțină programul, sunt acele școli numite școli europene. Școli europene în care învață în general copiii ambasadorilor la Bruxelles, tuturor celor care lucrează în instituții europene și bineînțeles că au diferite naționalități. Este un experiment în care copiii învață 4-5 limbi străine, își iau și limba lor câte 4-5 ore pe zi, restul comun. Și este un experiment, cred că a viitorului, a celor școli europene în care ne vom întâlni în comunitate 4-5-6 limbi străine. Pe care sau ne vom întâlni în comunitate din mai multe țări, dar fiecare avem limba noastră națională. Acum, cred că n-ați avut timp, deși vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, n-ați avut timp să discutați cu ieșeni, cu oameni care poate v-au votat. Credeți că va fi lumea curioasă să vă întrebe apropo de Brexit și, sigur, de semnificația pentru România? Noi presupunem că va fi și e o ocazie bună să le spuneți acum. Deci, eu vreau să vă spun că la început am crezut că este doar o temă europeană și ca o temă europeană de obicei nu ajunge lumea la... Lumea interesată aici. Lumea este foarte interesată. Te duci la rând la... Mergi la piață sau la un rând la magazin, peste tot auzeam. Uite, s-ar putea că nu știu zguduit. Ce. E un mit al irreversibilității. Acum nu știu zguduit. Dacă într-adevăr, pentru că au copiii sau rudele acolo, sau pur și simplu sunt atenți, pentru că noi suntem conectați foarte bine la Uniunea Europeană. Prin cred că mulți concetățeni ai noștri care poate... Și cred că au conștientizat ieșenii, au conștientizat și am primit și foarte multe e-mail-uri de astăzi, ce fac copiii noștri, dar ce se întâmplă în celelalte state. Le răspund. Eu răspund și pe Facebook, mai ales răspund imediat pe Facebook. Mulți pe Facebook întreabă. Și pe e-mail mai puțin, dar se teme și întreabă părinții și nu numai din municipiu Iași, și din celelalte localități din județul Iași. Asta este un lucru foarte important. Și nu întreabă numai cei care au rude în Marea Britanie, ci care au rude și, bineînțeles, copii în Statele Unite ale Europei, în Europa, în celelalte țări ale Europei, pentru că te gândești, uitați, astăzi ați văzut, a ieșit președintele Cehiei. Există un pic o zguduitură, ca să spun așa, poate ca orice zguduitură e bine și pentru marile puteri europene, pentru că așa cum în România, Transilvania tot se dezvoltă și Moldova și decalajele se accentuează, așa, la fel, se cam întâmplă în Europa și cred că țările intrate mai târziu în Europeană, acum, părerea mea că acum este momentul să aibă o voce. Pentru că acum e nevoie și de România.
Bun. Încet, încet ne îndreptăm spre politica locală, dar nu rupem legătura cu cea europeană. Credeți că în campania din toamnă oamenii vor fi mai interesați de problematica europeană? Credeți, dumneavoastră veți candida, bănuiesc, nu? Veți intenționați să candidați. Și bănuiesc că veți încerca să vă folosiți aceste argumente politice, în experiența pe linie de integrare europeană. Bineînțeles, atunci când, și încet încet văd că populația înțelege, atunci când candidezi la locale, ca și consilier local, te preocupă și în primul rând trebuie să fie proiectele municipiului local sau comunei. Când mergi la județ, proiectele județene. Când vom merge la național, bineînțeles că vom veni cu proiecte naționale. Și proiecte, Partidul Național Liberal este un partid pro-european, deci nu este eurosceptic. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să stăm în picioare în fața Europei și, v-am spus, este un moment prielnic să putem să ne susținem și copiii, elevii noștri, iar revin la meseria mea de bază ca profesor, elevii noștri buni, plecați și cu siguranță, ca și în perioada interbelică, și atunci exista mobilitate, numai că nu-i spuneam Erasmus, da. Se întorcea inteligența în țară. Eu această mobilitate a educației o susțin. Cred că este un mesaj extremist și populist să spui că ne pleacă unii copii și studiază. Nu, e bine. Da. Și alții vin, da, și studiază la noi. Vă aduceți aminte și în continuare, de fapt și acum. Exact. Sunt studenți la medicină, sunt studenți mulți străini, deci se întorc după aceea. Studenți Erasmus, bun, sigur, medicina e altceva. E un număr foarte semnificativ. Eu sper să-i văd și în Politehnică, poate că asta ar fi un semnal. Încet, încet, da? Deja se simte nevoia aceea. Orice lucru dus la extremă, că într-o perioadă am dus la extremă știința, zona asta de SOS, știința tehnică, inginerie, da? După aceea am mers pe partea cealaltă. Nu, trebuie găsit un echilibru, avem nevoie și de ingineri, de sociologi, și de umaniști, și de oameni, de matematicieni. Trebuie să existe, dar trebuie să existe și un echilibru, că și tot ce s-a întâmplat cu universitățile s-a întâmplat imediat după Revoluție, tot din ideea că, uite, părinții au făcut facultate, au făcut doar liceu și copilul neapărat trebuie să facă facultate, adică copilul nu era lăsat să discearnă. Poate că vreau altceva, poate că își doresc, sau eu ca și copil vreau altceva, poate că îmi doresc alt lucru. Da. Bun, mulți români, mulți tineri pleacă, sigur, pentru că știu că această oportunitate de a studia în vest e mai importantă. S-ar putea să existe însă unii care pleacă și pentru că sunt oarecum nemulțumiți de calitatea învățământului românesc. Vreau să ajungem la ministrul Marius Bostan. Acum vreau să vă spun din start. Eu îl cunosc de multă vreme, din tinerețe, pe ministrul Marius Bostan. Din câte știu, el chiar a, dincolo de exprimare, exprimarea o putem discuta, dar pe fond el chiar crede ceea ce spune. Dacă mâine îl văd că retractează și spune, domne, nu e așa, eu unul nu-l cred. Cum vă raportați? O dată ca profesor, în al doilea rând, totuși ca partizan al unei, hai să spun, competiție. Partidul Național Liberal e un partid pro-piață. Este pro-piață, dar acum limbajul este clar că nu a fost unul academic. Dincolo de limbaj, știm asta. Nu. Deci limbajul nu a fost academic și, în general, vrem să construim și o societate a modelelor. Când te uiți la un ministru, la un prim-ministru, la parlamentar, bineînțeles că îți dorești un limbaj academic. Deci limbajul nu a fost academic. În al doilea rând, eu nu am văzut toată declarația, am văzut doar bucăți. Ce am văzut nu mi-a plăcut și am și exprimat public faptul că nu mi-a plăcut acest lucru. Mergând la învățământ obligatoriu sau nu și plată, aici cred că dumnealui, sigur are copii. Eu vă spun că, fără să știu, deduc, are copii și probabil că acești copii sunt la niște la licee de elită. Și cred că simte că, de fapt, învățământul nu este chiar gratuit. A simțit acest lucru. Eu mă tem că multă lume și unde copiii nu sunt la licee de elită. Pe de altă parte, uitați acum, a fost elevă, mi-a povestit că
În Franța a dus copilul la grădiniță și este gratuită. Grădinița nu există, deci grădinița pentru copil este gratuită, iar dacă vrei să și mănânce, 70 de euro toată luna. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie sunt rezonabile să... Pentru sunt niște lucruri pe care trebuie să le susții. Da. Un învățământ obligatoriu. Eu aș merge invers, eu credeam că va spune total invers, pentru că noi știți ce am făcut? Avem un învățământ obligatoriu între 6 și 16 ani. Ce înseamnă obligatoriu? Că eu stat îl oblig pe copil să vină la școală, dar eu stat nu-i asigur lui nici școală, nici condiții. Foarte mulți copii nu vin la școală. De asta avem și abandon. Și nu avem curajul nici să sancționăm cum trebuie părinții. Aici, sau să sancționăm și statul, că uneori nu-i construiesc școală, nu-i construiesc drum, nu-i construiesc infrastructură, dar este obligatoriu. De abia aici este paradoxul. Da. Pe mine nu o veți întâlni foarte des pledând pentru sancțiuni, dar cazul părinților care își privează copiii de dreptul de a studia, mi se pare foarte grav și aici foarte și grav, foarte grav, foarte grav. Și mai este un lucru. Eu cam înțeleg ce ar fi vrut să spună ministrul, dar nu a spus-o nici corect, nici într-un mod onorabil. Adică sunt unii profesori care, de exemplu, și știu că dacă nu-i controlează cineva, vin pur și simplu, stau și pleacă. Alții muncesc și au olimpici și muncesc enorm. Este un management? Și un management al performanței în zona profesorilor, în zona educației. Să încurajezi pe cel care cu adevărat îți aduce plus valoare și școlii și educației și să nu-l demotivezi și să-l sancționezi pe cel care nu-și face datoria și am văzut o mulțime de exemple. Aici, într-adevăr, pe porțiunea asta eu sunt pentru, nu știu, nimeni nu are curajul, pentru că aici ai nevoie de un parteneriat real al sindicatelor și sindicatele trebuie să înțeleagă că acolo unde avem necalificați, ca acolo unde avem oameni care nu respectă copiii, trebuie făcută o reformă. Sindicatele s-au opus acelor campusuri școlare. Campusurile școlare ajutau într-adevăr, pentru că știți ce se întâmplă acum? Poate că voi fi contestată pentru ceea ce spun. Adică statul subvenționează și naveta profesorului și a elevilor, dar de fapt nu subvenționează nimic. Se creează așa. Stai să hotărâm. Ce subvenționăm? Naveta profesorul și atunci copilul stă acasă sau naveta elevului și nu mai subvenționăm și adunăm copiii, ca și în Marea Britanie. E un exemplu foarte bun despre acele campusuri în care îl educăm pe copil, îl scoate dintr-un mediu needucat. Vom reveni la această temă. Eu repet, poate ca să mă înțelească și telespectatorii, mă gândesc în special la zonele defavorizate. Revenim, aș vrea să reluăm această idee după o scurtă pauză publicitară.